Bună dimineața, sunt Dana și astăzi vă spun povestea Vă iubesc, iepuraș. Aceasta este povestea noastră de astăzi. Primăvara sosise în sfârșit în pădure, flutura și zburau din floare în floare, iar măcăleandrii cântau voioși prin copaci, cirip, 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 cirip. Floricelele colorate împodobeau pajiștile. Păsările călătoare abia se întorseseră din țările calde. Iepurașii își începură ziua ca de obicei, cu puțin răsfăț și alintare. Eu nu vreau cereale la micul dejun, mai bine un morcovel. Iar eu vreau suc de varză. Eu nu vreau suc de varză, mai bine un cola din frigider. Până la urmă și-a mâncat fiecare frunzele puse în față de mama iepurică, un ospăț pe cinste, urmat de o strângere călduroasă în brațe. Apoi, toți iepurașii o zbughiră la joacă. Mama noastră face atâtea pentru noi, spuse Bocănilă. Ce-ați zice să-i facem și noi un coșuleț? Toți au fost de acord, așa că Bocănilă și surioarele lui au pornit încolo și încoace după rămurele, fâș-fâș. Toate crenguțele trosnesc, iepurașii au adus multe rămurele, frunzulițe și crenguțe și au început să împletească un coșuleț, la fel de trainic cum era iubirea lor pentru mămica iepurică. Coșulețul a ieșit frumos și rezistent, dar parcă îi lipsea ceva. Să-i punem floricele, zise Daisy. Bocănilă și surioarele lui începură imediat să caute cele mai frumoase flori, să le adune și să le pună în coș. Am cules margarete, crini, lalele, iriș. Bamicuța Tesi chiar găsi un trifoi roz. Hai să le punem pe toate în coșuleț. Frățiorii umplură coșulețul cu flori și le împodobiră foarte frumos pentru mămica lor. Coșulețul arăta minunat, dar parcă tot îi lipsea ceva. Tixie se gândi ce se gândi, apoi o luă la fugă și se întoarse cu brațele pline de mure. Mamei îi plac mult murele, spuse Ria zâmbind. Murele erau coapte și delicioase, numai bune pentru o gustărică. Yummy! Iepurașii mai culeseră fragi și zmeură și umplură coșulețul cu bunătăți pentru mama iepurică. După ce au umplut coșulețul, Bocănilă și surioarele lui s-au întors acasă și i-au dăruit mamei frumosul coșuleț plin cu fructe delicioase. Mămica îi îmbrățișă cu drag și le pregăti repede o tartă cu fructele aduse de ei.
Bucuroși, iepurașii s-au îmbrățișat între ei și i-au spus mamei în cor: Te iubim, mami! Și eu vă iubesc pe voi, dragii mei copilași. Nimic nu se poate compara cu dragostea dintre mamă și copii. Familia este cel mai important lucru din lume. Membrii familiei sunt cele mai iubitoare persoane din viața noastră, iar părinții sunt cei care totdeauna vor binele copiilor lor. Copiii, la rândul lor, își iubesc și își respectă părinții pentru tot ce fac pentru ei. Dragii mei, dacă v-a plăcut povestea, lăsați un like și vă rog să vă abonați ca să fie în continuare gratuit acest canal. La revedere!